Capitolul 10. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Iată numele celor 12 apostoli. Cel dintâi, Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui. Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui. Filip și Bartolomeu. Toma și Matei, vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Iisus. Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vrăcetatea samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum, propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre, nici traiste pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag. Căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. În orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă urați-i de bine. Și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre. Să ieșiți din casa sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun că, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecată soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Fratele va da la moarte pe frate său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorî. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate să fugiți într-alta, adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Așa că să nu vă temeți de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină. Și ce auziți șoptindu-se la ureche, se propovăduiți de pe acoperișul caselor. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înainte oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia.
căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fică de mamă sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrășmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc. Și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata.